Salut, bună, doamnelor și domnișoarelor, bună seara, domnilor, bună seara și bun găsit la Dincolo de Sport. Mă gândeam că, în ciuda faptului că s-au spus foarte multe și s-a sărbătorit la nivel național locul întâi pe care îl ocupă acum Simona Halep, nu strică să îi avem invitați pe doi prieteni dragi ai emisiunii și să mai povestim puțin despre tenis. Sigur, cel mai important subiect în acest moment este această clasare a Simonei Halep pe locul întâi mondial, dar vom aborda și alte teme care privesc tenisul. În studio îi avem pe Ciprian Porumb, bine ai venit, și pe Adrian Sabo, bine ai venit. Bună seara. Doi invitați pe care dumneavoastră, telespectatorii obișnuiți ai acestei emisiuni, cunoașteți foarte bine, antrenori ambii de tenis, jucători cu state vechi de servicii, specialiști, cu alte cuvinte, în domeniul tenisului. Asta ca să nu povestim noi, jurnaliștii, despre tenis, ci să ne spună specialiștii, cei care cu adevărat l-au practicat și care sunt legați indisolubil de acest sport. Așadar, după 44 de ani, România se bucură din nou de un număr 1 mondial, de această dată nu la masculin, ci la feminin. Simona Halep a îmbrățișat acel frumos număr 1 din trandafiri pe care cei de la Beijing i l-au oferit după semifinală. Cum e? Este o premieră, în primul rând, că în tenisul feminin nu s-a mai întâmplat până acum ca o jucătoare din România să fie numărul 1 mondial. Eu cred că este un lucru fantastic pentru tenisul românesc și sperăm să aducă cât mai mulți copii din urmă să iubească acest sport și să-l practice în număr cât mai mare. Hai să vorbim puțin despre modul în care Simona a ajuns până la urmă, într-un final, la acest loc întâi, după ce a ocupat timp de foarte multe săptămâni locul 2. Păi, după părerea mea, a ajuns cu multă muncă. Și după cum am mai auzit, cred că și în zilele acestea, e una dintre cele mai constante, sau dacă nu cea mai constantă jucătoare de top dintre toate jucătoarele lumii. Și aceasta, sigur că s-a materializat la un moment dat și a reușit să ajungă pe locul 1. Ne bucurăm foarte tare pentru acest rezultat și sperăm ca să nu fie singular. Le așteptăm și pe fetele celelalte, pe Sorana Cârstea, care joacă foarte bine în ultima vreme, pe Monica Niculescu, care e în revenire, pe Irina Begu, care se urce și el în clasament și să facă o echipă puternică a federației. Ajungem și la Cupa Federației, rămânem însă la acest eveniment pe care l-am trăit cu toții cu bucurie. Simona Halep a reușit la Beijing două meciuri pe care înaintea turneului le consideram foarte grele pentru ea, Sharapova și Ostapenko. Sharapova pentru că după 7 înfrângeri a urmat victoria, iar Ostapenko pentru că rana de la Roland Garros încă este deschisă după acea finală pierdută. Da, cu atât mai mult meritele sunt mai mari, mai ales că venea după un turneu ratat la Wuhan, unde a pierdut în primul tur de la Kasatkina și la Beijing chiar a avut un tablou greu, părerea mea a fost partea ei de tablou foarte grea. A trecut de Sharapova, a jucat foarte agresiv tot turneul și a asumat acest risc. Cred că s-a și antrenat în ultimul timp la acest stil de a juca, să fie mai agresivă. Ea se apără incredibil, se mișcă foarte bine pe teren. Dacă reușește să se îmbunătățească și acest aspect, eu zic că poate să rămână acolo sus mult timp de acum înainte. S-a schimbat ceva, întreb tehnicienii acum, s-a schimbat ceva fundamental în jocul Simonei de la Roland Garros, la Wuhan și la Beijing, care să ducă spre aceste victorii? Ea a și declarat că s-a antrenat foarte mult la servici, se vede că serviciul este din ce în ce mai bun. Primul serviciu este chiar destul de puternic și foarte bine plasat, al doilea este iarăși o armă care începe să devină chiar o armă. Deci
Cam așa, și ce spunea și Adi, faptul că a fost puțin mai agresivă, că a lovit mingea, a încercat să termine punctul, asta este un lucru foarte bun pentru ea și ne aduce aminte de Simona din anul 2014-2015, când juca acest stil de joc, era puțin mai agresivă. Acum, poate și faptul că și-a dorit foarte mult să se mențină în, la nivelul acesta, a făcut-o să fie puțin mai defensivă, să aștepte greșeala adversarului. Dar poate împreună cu echipa ei s-a gândit că e momentul să treacă peste acest stil de joc și să poată să aducă un plus. Și acest plus este acea minge agresivă, acea minge cu care încearcă să închidă punctul, care destabilizează adversarul și care te face să câștigi mai ușor puncte. Ne este greu nouă, celor care privim tenisul cu plăcere doar, să ne imaginăm cât de importantă a fost sau cât de important este aportul noului său antrenor. Mă rog, face parte din stafful său. Faptul că este român a fost efect psihologic sau și această schimbare în joc se datorează și lui Andrei Pavel? Nu știu dacă neapărat schimbarea din joc se datorează lui Andrei Pavel. Andrei este și constanțean, ca și ea, are un respect Simona față de Andrei, așa, destul de mare. A recunoscut că i-a fost idol în tinerețe. Se și vede după cum se poartă cu el. Probabil că și faptul că este român, sigur și experiența lui din turneele astea internaționale, el este foarte respectat acolo pe tur de toată lumea, de toți antrenorii și plus că se știe, Darren Cahill nu poate să călătorească cu ea la toate turneele în permanență și cred că o ajută foarte mult că poate să fie și sparring partener Andrei. Poate să joace, nu mai are nevoie de altcineva. Deci, sigur, cred că este un plus în echipa ei, numirea lui Andrei Pavel. Și totuși, Datero? Eu cred că, ca să așa o concluzia mea, cred, sau am gândit eu, că Andrei a reușit să detensioneze puțin echipa Simonei. După atâta vreme în care se zbătea să... Era un cleștare acolo. Exact, un cleștare. Lumea de lângă ea era foarte, foarte încleștată să facă rezultat, să rămână în clasament, să ajungă locul 1, să câștige Grand Slam-uri. Andrei a venit cu stilul lui jovial și a reușit să limpezească puțin apele și cred că asta i-a făcut foarte bine Simonei. Și e prematur a spune că Andrei după 2 săptămâni a reușit să schimbe sau să facă. Cu siguranță că în timp va reuși să facă, să-i aducă loviturile la un alt nivel sau să învețe să joace tactic într-un alt fel. Dar eu pentru moment asta am văzut și cred că s-a și văzut în jocul Simonei. A jucat mai degajat, a fost mai zâmbitoare și cred că asta a reușit Andrei să facă. Parcă bucuria n-a fost deplină după meciul din finală. Oare ce s-a întâmplat? Eu cred că în finală, sigur, a fost și euforia a victoriei, dar eu cred că și-a dorit Simona foarte mult să câștige finala. A prins-o pe Caroline Garcia într-un vârf de formă. Da, a plecat cu 2 titluri din China. Da, extraordinar. Și pentru ea meciul era foarte important. Dacă câștiga meciul, din câte știu eu, se califica la turneul campioanelor. A scos-o pe Konta. Deci, sigur, pentru ea era miza mult mai mare decât pentru Simona, dar eu, din ce am văzut meciul, așa mi se pare că Simona și-a dorit foarte mult să câștige finala. E și genul de jucătoare care nu acceptă să piardă. A și avut un parcurs foarte bun. Am bătut pe Svitolina, să nu uităm. Am văzut meciul, a jucat chiar foarte bine, meci foarte strâns. A reușit să facă ultimele puncte, să facă punctele importante și asta s-a văzut și cu Simona, că este o adversară care trebuie luată în seamă. Se pare că următorul turneu la care Simona va participa va fi cel al campioanelor de la Singapore. Mai sunt însă câteva turnee până atunci. Aș vrea să previzionăm oarecum acest turneu al campioanelor care se desfășoară, iată, fără Serena Williams, cu o Sharapova
îngenunchiată de multe ori pe parcursul acestui ultimei perioade în care a revenit după suspendare. Pare Simona avea destul de multe șanse să câștige acest turneu. Da, după calculele hârtiei, clar, este favorita turneului, este favorita la câștigarea titlului. Cu siguranță nu va fi ușor, acolo se joacă meciuri în grupe, după aceea semifinale, finale, se poate întâmpla orice. Sigur, eu, din punctul meu de vedere, o văd că pornește cu prima șansă. Și să nu uităm că anul trecut a câștigat și Bulcova, parcă, dacă mi-aduc bine aminte. Da. Deci se poate întâmpla orice. Și bune și rele. Asta, da, exact. Întrerupem puțin discuția din studio, pentru că îl avem în legătură telefonică acum pe președintele Federației Române de Tenis, domnul George Cosac. Bine ați venit, domnule președinte. Bună seara. Bună seara. Vorbim aici împreună cu Adrian Sabo și Ciprian Porumb despre acest minunat, această minunată premieră pe care ne-a oferit-o Simona Halep, și anume faptul că, evident, știe toată lumea, este numărul 1 mondial. Spuneți-ne cum ați primit dumneavoastră această veste, această victorie a tenisului românesc până la urmă. Sigur, ca orice român, consider că este o performanță istorică. Cred că, sigur, s-a discutat mult pe tema ajutorului, ce suport a primit Simona sau ce suport au primit jucătorii români de-a lungul carierei sau mai bine de-a lungul activității ca copil, ca junior. Eu consider că orice român i-a făcut galerie sau măcar s-a închinat sau s-a rugat pentru ea, a contribuit cu o mică părticică din sufletul lui. Imensul succes. Sigur că meritul deosebit îl are familia. Sunt foarte bun prieten cu familia Simonei, provenind din aceeași zonă. Deci știu de foarte mulți ani. Știu sacrificiile care le-au făcut. Știu sacrificiile care le-a făcut Simona. De asemenea, ar trebui să apreciem rolul foarte important al tuturor antrenorilor care au contribuit la această performanță. Exact cum a zis și Simona, că și ea a zis, dom'le, fiecare a avut la momentul lui un rol foarte important. Adică această performanță n-a venit peste noapte. A venit după 22 de ani de eforturi, de sacrificii, de absolut tot, și cred că este o performanță cu care ar trebui să ne mândrim toți. Fără îndoială, ne mândrim. Trebuie și o facem, cu toții ne mândrim. Domnule Cosac, ne gândeam dacă din punct de vedere al federației există o mini-strategie, dacă vreți, pentru a folosi această lovitură de imagine pentru tenisul românesc. Dacă se va crea acea emulație pe care ne-o dorim cu toții la fiecare victorie a tenisului românesc, chiar aceasta este una majoră. Dacă se va întâmpla ceva din punct de vedere al federației în ceea ce privește creșterea jucătorilor tineri, accesul copiilor mai facil pe terenurile de tenis și crearea unei noi generații de tenismeni. Bun. O federație puternică este atunci când se poate baza pe niște cluburi puternice. Noi am avut câteva proiecte prin care, rețineți, la un moment dat plăteam antrenorilor să meargă să facă selecții în școli, să atragă copiii către cluburile respective, unde de asemenea aveau plătiță prima lună, după care era în sarcina lor să meargă. Este imposibil, dar astăzi avem 362 de cluburi. Este imposibil o federație de tenis să plătească ca copiii selecționați să meargă să facă tenis. Dacă fiecare club sau dacă fiecare antrenor nu se implică și nu stabilește sau nu hotărăsc să aibă o sumă mai mică ca fiecare copil să poată practica tenisul, este aproape imposibil. Nici o federație nu va putea plăti ca orice copil de pe stradă sau orice elev să meargă să facă sport. Asta este imposibil. Sigur că o responsabilitate foarte mare o au și antrenorii. Modul în care ei comunică și modul în care ei reușesc să atragă copiii și să-i mențină la sport. Așa e greu, știți cum sunt alegeri,
hotărăsc, domnule, voi sunteți conducerea federației. Ok, noi am venit cu proiecte mai departe, care este responsabilitatea cluburilor sau a antrenorilor de a atrage, de a face selecții, de a merge în școli. Timp de 2 ani de zile, până acum, în toamna aceasta, am avut parteneriat cu Ministerul Educației, astfel încât fiecare, orice antrenor, avea porțile deschise să meargă în orice școală ar fi dorit, ca la orice educație fizică să facă tenis și în același timp să-și selecționeze copiii. Cât credeți că s-au deranjat să meargă acolo? Deci, până nu lucrăm un pic la mentalitatea antrenorului și la mentalitatea conducătorului de club, va fi greu să-i atragem. Sigur că mulți copii își doresc, dar de multe ori trebuie să mergem noi. S-a schimbat mult mentalitatea. Eu vă spun un singur lucru. Când eu m-am apucat de tenis, antrenorul a venit în școală, a făcut selecția din școală. Antrenorul venea la școală mai des ca părinții, că era direct interesat ca noi, cei ce făceam sport, să avem note bune și la școală, ca să nu ne mai lăsau părinții. Credeți că vreun antrenor mai merge astăzi să se intereseze de cum merg elevii la școală, dacă învață, dacă merg la ore, dacă iau prezi? Nu. Deci trebuie un pic umblat și trebuie să aibă o responsabilitate și antrenorul. Așa este greu. Sigur, avem modele de excepție. Simona Halep, crescută în România, numărul 1 mondial, de până acum se zicea, dom'le, dacă nu te duci la voletieri sau nu mergi să joci în străinătate, nu poți face performanță. Sunt multe lucruri care ar trebui să unească un cerc, să avem mai mult. Cu siguranță vor veni mai mulți copii la tenis. Eu m-am apucat de tenis când Năstase era în vogă, la începutul anilor 70. Cu siguranță vor veni, dar dacă cluburile nu vor lăsa taxele mai jos ca un copil să poată să practice tenisul sau antrenorii sau nu știu ce, deci, cred că e o discuție, ar trebui să fie o discuție mult mai amplă și o discuție în care antrenorii și conducătorii de cluburi să-și asume și ei parte din această problemă. Deci nu este numai o problemă a federației. Dar, repet, au existat proiecte de atragere a copiilor. A existat acest parteneriat cu Ministerul Educației, astfel încât să poată intra în școli, să nu știu, încercăm să-l prelungim, dar nu este o sarcină ușoară. Nu este o sarcină ușoară. Și de multe ori, din punctul meu de vedere, prețurile sunt cele ce sperie copiii și îi alungă, aș putea spune, de pe terenul de tenis. Am înțeles. Domnule președinte, mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Cu multă plăcere, vă doresc și... Vă doresc succes tuturor celor din emisiune. Mulțumesc tare mult încă o dată. O seară frumoasă. O seară și dumneavoastră o seară frumoasă. Domnilor antrenori, mi-a dat o minge așa, destul de ușor, ridicată frumos la fileu. Eu o trec mai departe în terenul antrenorilor și vă invit să vedem dacă există posibilitatea, până la urmă, nu e aici un diferent fundamental. Dacă există posibilitatea găsirii unei căi de mijloc, în așa fel încât, sigur, antrenorii, școlile private de tenis să-și desfășoare în continuare activitatea. Evident, toți antrenorii sunt interesați să aibă jucători de valoare, să-și caute, să-și găsească. Mă gândesc că aici n-avem ce să povestim. Zicea domnul președinte de costuri. Eu cred că tema a fost înțeleasă greșit. Asta cred că nu v-ați referit la a aduce copiii la tenis. Nu. Ce face federația? Să ajute jucătorii care deja joacă. Spre exemplu, Frunză, Borza. De fapt, asta trebuia să discutăm acum. Exact. Care s-a creat, de fapt, asta trebuia să discutăm acum. Sigur că la nivel macro și asta, și cluburile trebuie să se ocupe și antrenorii. Eu vă spun că eu am fost în școli. Eu am fost în școli și chiar la grădinițe și m-am ocupat de treaba asta. Chiar eu personal am fost. Deci asta cade. Da, spuneam deci, că sunteți interesați să găsiți jucători buni. Nu, vorbim buni de proiectele buni care le face federația pentru acești jucători care deja au demonstrat că joacă bine. Am văzut pe Frunză jucând foarte Cupa bine Davis. La Cupa Davis. Ce facem cu el? Care este proiectul pentru el? Că de care clar trebuie să fie legată federația, pentru că este viitorul jucător titular în echipa de Cupa Davis. Deci el a ajuns în primii 500. Exact, dar încolo ar trebui... Vedem, cum putem ca federație, că acum nu mai vine antrenorul de la club să-l ajute, sau... El se antrenează cu antrenori mai buni, care pot fi ai federației, cu jucători foarte buni cooptați la nivelul federației,
Despre asta vrem să vorbim. Da? Cum nu ne gândim la marea masă de jucători. Că masă de jucători există. Talent în România e plin de ele. Important e ce facem cu ele să le ducem sus. Să poată să confirme valoarea și talentul pe care îl au. Asta era, de fapt, discuția. Nu așa că era pusă întrebarea. Nu gândindu-ne la marea masă de jucători care, de bine de rău, există în România. Și e pe termen foarte lung. Sigur că este important să-i găsim, dar e vorba de termen lung. Mă gândeam pe termen scurt dacă se va întâmpla ceva. Sau dacă poate că părinții lui Frunză nu pot să-și iau un împrumut de la bancă să-i ofere sprijinul necesar. Există o grămadă de costuri pentru participările în turnee. Aici ar trebui să vină tot Andrei. Ar trebui să vină și să-i facă un program, nu? Împreună cu antrenorul de Cupa Davis. Trebuie să fie mai mult decât să vină doar la meciurile de Cupa Davis. Să-și ia oameni buni pe lângă el. Care trebuie să-și ia niște ajutoare, care să vadă, să fie un fel de scouter, să meargă, să vadă, copil a confirmat, joacă bine la Future, e tânăr, ce facem cu el? Lăsăm așa să moară de unul singur, fără să știe drumul, cât de cât, că drumul în tenis e greu de găsit. Sunt multe cărări pe care poți merge să ajungi undeva sau să te pierzi, dar important este să-i arătăm măcar 2-3 poteci pe care trebuie să meargă și asta trebuie... Da, e clar. Marius Copil se luptă acum, a ajuns în prima sută, se luptă din greu acolo. Aici ar trebui să vină. Sunt convins că și pentru el neprezentarea la meciul de Cupa Davis a fost o durere. Sunt convins că n-a luat această decizie cu ușurință. Așa, să nu vii la meciul de Cupa Davis. Dar era interesant pentru el. Da. Am vorbit chiar astăzi cu el și vrea să se antreneze, că merge la Stockholm la turneu în sală și sunase la federație să-și rezerve teren în sală și n-aveau pentru săptămâna aceasta. Deci totuși, astea sunt lucruri care nu e normal să se întâmple, că astea nu depind nici de sponsor, nici de antrenorii de club. Exact, nici de antrenorii de club. Și mai zicea ceva domnul George Costa despre mentalitatea antrenorilor. Sunt foarte de acord cu asta, dacă timp nu există acreditarea antrenorilor de tenis în România, adică cred că și Ciprian știe, sunt niște antrenori acum care se dau antrenori sau mă rog, care dau ore de tenis și cred că sunt antrenori de tenis care poate nici nu au știut până la 20 de ani ce e tenisul și au acces de a antrena sau a da ore de tenis. Da, oricine poate să fie antrenor? Dacă își găsește un teren pe care să antreneze. Pe cineva să... Ăsta intră pe teren, îl închiriază și antrenează. Deci, acolo tot federația trebuie să acrediteze niște antrenori, părerea mea, nu? Sigur. Este multe... Da, e complicat și sunt multe de discutat despre situația tenisului din România. Ceea ce cred că putem să concluzionăm în ceea ce o privește pe Simona Halep este faptul că meritele sunt aproape în exclusivitate ale ei și ale părinților ei. Cred că sunt 100% ale ei. Și ale antrenorilor. Da, ale celor din jurul. Și ale staff-ului. Sigur, evident. Noi, cât juca și Ciprian Junior mai bine și mergeam prin America, noi îmi vedeam acolo cu antrenori, mi-a jucat și ea, sigur că ne-am întâlnit la multe turnee, fiind de vârste apropiate, deci erau și antrenorii după ea și i-au instruit-o bine. Era și fostul meu coleg, Daniel Dragu, care a făcut chiar în primii ani cu ea, l-am auzit vorbind, au muncit. Din discuția pe care sintagma au avut-o... Sintagma asta cu 22 de ani de muncă nu e gratuită. Deloc și s-au perindat și antrenori și, desigur, părinții care au susținut-o 100% necondiționat. Și cum a spus și ea, nu și-au vândut nici casă, nici am auzit un interviu cu ea la televiziunea noastră. Deci au susținut-o cum au putut și poate și alți părinți o fac la fel. Da, eu l-am auzit pe domnul Stere Halep spunând că a mai luat un împrumut de la bancă, s-a mai descurcat încolo. Deci, probabil că există o anumită stabilitate financiară în familia Halep, dar... Nu le-a fost nici lor ușor. Ea e și un caz fericit. Alți părinți care au făcut același lucru au investit foarte mult și copiilor și n-a ieșit. Foarte mulți părinți. Da, exact. Deci e un caz fericit care se vede și ne bucurăm pentru el și pentru succesul Simonei. Dar să nu uităm pe cei care țin acest fenomen în viață.
cu și ceilalți contează. Și cu cei care joacă pe tablourile la turnele Futures contează. Fără ei nu s-ar putea face clasamentul ATP. Cei buni trebuie să învingă pe cineva ca să ajungă acolo și să-i vedem noi că sunt... Discutam în emisiunea trecută despre faptul că Nadal continuă să joace. La vremea respectivă nu era numărul 1 mondial. Uite că a redevenit numărul 1 mondial. Exact. Cei tineri au scăpat, în ghilimele evident, de Djokovic și de Federer o anumită perioadă și uite că a venit Nadal. Da, dar e îmbucurător că la nivelul băieților apare noua generație și asta este un lucru senzațional. Apar jucători foarte buni ca Zverev, ca Damir Ciumur, ca bosniacul ăsta care a câștigat acum ceva turneu, ca Rublev, ca Cianov, Lucas Pui. Apar tineri care n-ai fi zis că vor reuși să spargă bariera celor care țineau top 10, top 20 foarte închis. Și este un lucru îmbucurător. Asta arată că tot tenisul, că mai are o șansă, cum ar veni. Mișcă, da. Mai are o șansă, că altfel pentru un copil care se apuca de tenis și tot cu Federer o să reuși la 60 de ani, când o să aibă el. Deci cam era cam negru viitorul. Da. În aceste zile... Știu eu, imaginea tenisului românesc este și puțin zguduită de această campanie pe care domnul Țiriac, un nume extraordinar în lumea tenisului, o face pentru a readuce turneul la București, turneul domniei sale. Există un război acolo între Banca Națională și domnul Țiriac. Ceea ce este clar și vede toată lumea este că arenele BNR se prăbușesc de pe o zi pe alta. Degradează de la o zi la alta. M-aș duce puțin și în a spune că poate că ar fi trebuit lucrat acolo ceva, mișcat, înainte ca arenele să ajungă în situația aceasta. Care credeți că este soluția pentru așa ceva? Din punct de vedere mai degrabă al antrenorilor, al celor care își doresc să aibă România multe terenuri de tenis și importanța faptului că un turneu de calibrul celui care se numea Năstase Țiriac Trophy a plecat și ar putea să revină în capitală, în anumite condiții. Da, eu cred că ar fi foarte important pentru jucătorii români să aibă un turneu de acest nivel în România, la ei acasă. Problema cu arenele BNR, nu pot să mă pronunț, nu știu ce discuții sunt acolo. Mie mi se pare că acolo nu va exista o cale de înțelegere și de ieșire să se mai organizeze Adrian, în același puțin, loc. Numai puțin, îl avem în legătură telefonică pe domnul Dumitru Hărădău, un nume care chiar nu are nevoie de nicio prezentare în tenisul românesc. Domnia sa este în drum spre Sofia și ăsta este motivul pentru care am întrerupt discuția și o să revenim. Domnule Hărădău, mulțumim tare mult pentru prezența în emisiune. Bine ați venit la TVR Cluj. Bine v-am găsit. Începusem această emisiune împreună cu Ciprian Porumb și Adrian Sabo, elogiind, așa cum este normal, faptul că Simona Halep este numărul 1 mondial. Așteptăm de la dumneavoastră, având în vedere experiența și numele pe care îl aveți în tenisul românesc, câteva opinii despre acest lucru, despre faptul că, iată, după 44 de ani România are din nou un număr 1 mondial și despre ceea ce înseamnă până la urmă, ce ar însemna acest număr 1 mondial al Simonei Halep pentru tenisul românesc acum și mai ales în viitor. Da, este o performanță extraordinară. Sigur că o țară cu un buget foarte mic, aproximativ cel puțin în perioada în care eram în conducerea Federației, aveam aproximativ 2 milioane de euro. Franța avea un buget de 100 de milioane de euro. A reușit să dea tenisului mondial doi jucători care au obținut locul 1. Ilie Năstase, sigur, cu foarte mulți ani în urmă, și acum Simona.
Da, este o performanță deosebită pentru tenisul românesc, pentru sportul românesc, pentru România. Este important ca să ai un model astăzi ca și Simona pentru tinerii, pentru, știu eu, copiii, pentru elevii, pentru tinerii din România. Sigur, ea este un model pentru noi românii și cred că asta este cel mai important lucru. Nu e ușor ca să obții această performanță. În ultimii ani a fost constant una dintre cele mai bune jucătoare din lume. A fost aproape mereu să obțină primul loc mondial. Putea să-l obțină chiar la București anul acesta, nu a participat. În sfârșit l-a obținut și este o performanță deosebită, foarte serioasă în tot ce face, își cunoaște foarte bine obiectivele. Sunt convins că nu vrea să se oprească aici, vrea să câștige și un titlu de Grand Slam sau mai multe, are 26 de ani. Eu i-aș sugera să-și pună în obiective și un titlu de campioană olimpică și ce să spun, de când a reușit performanța să ocupe locul 1 în clasamentul mondial, e foarte, foarte frumos că mass media scoate în evidență această performanță. Pentru că, într-adevăr, este deosebit în sport, tenisul, sigur, la fel ca și fotbalul. Fotbalul este un fenomen social, dar tenisul este un sport cu popularitate mare, cu vizibilitate foarte, devine, foarte mare. Devine tenisul, la rândul lui, un fenomen social în condițiile în care, iată, așa cum spuneați dumneavoastră, mass media a reflectat cu multă generozitate, cu spații mari, această victorie. Domnule Hădrădău, știu că sunteți în drum spre Sofia, vă doresc drum bun, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă mai așteptăm la Dincolo de Sport la TVR Cluj. Mulțumim tare mult! Cu multă plăcere, numai bine! Nu putem noi să știm ce se întâmplă acolo, cine are dreptate. Aș vrea să vorbim în ultimele minute despre importanța prezenței unui turneu. Mai avem 3 minute, mi se spune. Unui turneu de calibrul Năstase Țiriac Trophy în România. Știu, clișeu clar, e foarte important. Ar fi însă câteva lucruri de punctat în legătură cu oportunitățile pe care le creează, fie și prin acele wildcard-uri, green card-uri care se dau. Dar e important pentru tineri, pentru copii care vin la tenis să vadă jucătorii adevărați la lucru, foarte aproape de ei. E greu să te deplasezi până acum la Budapesta, să zicem, că s-a mutat turneul la Budapesta sau să mergi în Istanbul sau în țările din vestul Europei să vezi jucătorii aceștia la lucru. Era un lucru foarte bun. Faptul că foarte mulți jucători de tenis care începeau tenisul erau copii de mingi la turneul ăsta este foarte important pentru ei. Au amintiri cu jucătorii, îi văd la lucru, văd ce fac pe teren, văd munca pe care o depun. Văd un comportament de sportiv adevărat pe teren și aceste lucruri pot crea modele pentru ei și să îi impulsioneze să-și continue cariera sau să-și continue cursurile, să învețe să joace din ce mai bine tenis și să ajungă chiar să fie protagoniști în clasamentul ATP. Să ajungă un Năstase sau Țiriac, să ajungă fetele o Simona Halep. Modele există în tenisul românesc. Iată, Simona, dincolo
de cealaltă, de celelalte victorii de până acum și a mai adăugat un trandafir în această frumoasă coroană și am sărbătorit, dragi prieteni, împreună cu invitații noștri din această seară, Ciprian Porumb și Adrian Sabo, acest eveniment. Vă mulțumim tare mult pentru prezența în emisiune. Ne vom reîntâlni cu siguranță pentru că evenimente în tenis mai sunt și vom vorbi despre ele. Vine anul cu Fed Cup, vine anul cu Cupa Davis și vor mai fi și altele. Sperăm însă și în victorii ale Simonei Halep în continuare. Dragi prieteni, emisiunea noastră continuă. În partea a doua vom vorbi despre fotbal feminin. O parte a doua pe care o prefațăm cu un material filmat. FC Rosengard s-a instalat în jumătatea Olimpiei încă din primul minut, iar Eba Vidăr a marcat unicul gol al confruntării în minutul 35. Fetele lui Mirel Albon au încercat din răsputeri să restabilească egalitatea, Alexandra Lunca irosind câteva ocazii bune. Suedezele au replicat printr-un joc dur cu intrări la limita regulamentului. Ratările au continuat pentru Olimpia, care putea egala pe final când Leinert a trimis mingea în bară. Din păcate este o înfrângere, nu putem întoarce rezultatul care a fost astăzi, însă sunt foarte mândră de fete, cum au jucat, de noi, cum am demonstrat astăzi în teren. Am jucat cu o echipă din top 10 și chiar sunt mândră de ce am realizat. Vreau să spun că jucătoarele din primul 11 al lui Rosengard au peste 1000 de meciuri la competiții de mare anvergură sau în Champions League, deci la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale și Campionate Europene. Astfel de experiență se simte, se cunoaște, s-a văzut și în joc, însă cred că a fost cel mai bun joc al Olimpiei la nivelul ăsta de tururi eliminatorii din Champions League și îmi dă speranțe că pe viitor putem să ajungem și mai sus. Returul este programat miercurea viitoare la Malmo cu începere de la ora 20. Suntem bucuroase de această victorie, a fost important să înscriem un gol în deplasare. Nu suntem însă mulțumite de prestația noastră. Echipa din Cluj a făcut o treabă bună, au muncit și cred că au reușit un meci bun. Până la duelul cu Rosengard, clujencele vor mai avea o partidă în campionat cu Vosges Odorhei. Confruntarea are loc sâmbătă. Dragi prieteni, în partea a doua a emisiunii vom reveni la fotbalul feminin. Și revenim pentru că fotbalul feminin reprezintă în Transilvania, reprezintă în Cluj-Napoca un punct forte, un element sportiv de care trebuie ținut cont și pe care nu vrem și nici nu ne place să îl uităm. Invitați în această seară sunt Mirel Albon, antrenorul echipei Olimpia Cluj. Bună seara. Și antrenorul echipei naționale. Încă o dată bună seara, nu? Și Ioana Bortan, jucătoare la Olimpia și jucătoare a echipei naționale. Bună seara. Bună seara. Bine ați venit și îmi pare rău să începem chiar cu cel mai recent eveniment din activitatea echipei Olimpia Cluj. Este vorba de meciul din Liga Campionilor pe care, din păcate, l-ați pierdut. Ce s-a întâmplat? Nu știu de ce spuneți că din păcate, pentru că Olimpia chiar a realizat un joc foarte bun, am întâlnit o selecționată mondială. Da, eu n-am spus că n-ați jucat bine, am spus că din păcate ați pierdut. Da, puteam să obținem mai mult, a fost prima dată când am jucat cu o echipă de asemenea calibru la un asemenea nivel în care ne-a luptat de la egal la egal. De exemplu, raportul cornerelor a fost 5-4 pentru Olimpia. Am avut 7 ocazii de gol, cel puțin așa pare pe site-ul UEFA. După părerea mea am avut mai multe, dar am ajuns de multe ori în careu și n-am reușit să finalizăm. Eu cred că neșansa sau lipsa de experiență la un asemenea nivel sau tinerețea și frica de succes al câtorva dintre fete ne-a privat de obținerea unui rezultat de egalitate, cel puțin. Sigur că șansele sunt mici, dar noi peste câteva ore decolăm spre Malmö și mergem foarte încrezători că putem să facem o surpriză acolo. Sigur, și vă dorim din tot sufletul așa să fie, să realizați surpriza la Malmö, însă
În perspectiva acestui meci, vă invit să rememorăm sau să trecem în revistă câteva din caracteristicile echipei Olimpia Cluj în ceea ce privește lotul, în ceea ce privește modul în care ați demarat acest nou sezon. Să începem cu noutățile din lot, pentru că sunt câteva chiar interesante. Pe parcursul acestui an, Olimpia a suferit mai multe modificări. În primul rând, în iarnă a venit un nou antrenor cu o filozofie puțin diferită, Marius Schuler, care și-a pus amprenta pe jocul echipei. Olimpia în grupele Champions League a jucat un fotbal mai elaborat, mai liniștit decât de obicei. Dar, din păcate, după grupele Champions League, el a mai renunțat. Tacticizat, mai... Da, mai cu răbdare. Și după grupele Champions League, el a preferat să se întoarcă fotbalul masculin. Am preluat o echipă, din păcate am pierdut și câteva jucătoare. Lidia Havriștiuc, o jucătoare importantă pentru noi, a renunțat la fotbal. Ana Maria Gorea s-a reîntors la Târgu Mureș, fusese doar împrumutată. Iar Ștefania Vătafu s-a accidentat și încă nu poate să joace, probabil că nu va putea să joace această lună deloc, doar din noiembrie. În aceste condiții, lângă că în iulie au sosit două jucătoare din Statele Unite, în septembrie am mai transferat încă una și am promovat câteva jucătoare de la echipa a doua, din lotul de junioare, și cu acest lot acum ne luptăm pentru accederea în optimile de finală. Nu este ușor, însă, am zis, sunt încrezător, cred că putem să strângem rândurile, cred că fetele noastre au putut să realizeze că în acest moment chiar ne putem îndepărta de la egal la egal cu echipe mari din Europa. Sigur că acest lucru nu e valabil toată ziua, dar în acest moment Rosengard este una dintre cele cu care noi putem să facem acest lucru și miercuri la Malmö, pe un teren sintetic, cred că putem să le surprindem. Să sperăm că până miercuri toată lumea va fi aptă din punct de vedere medical și în aceste condiții cred că vom fi o nucătare. Sunt șanse, sunt șanse. Ioana, cum e cu noile colege? Trei jucătoare din Statele Unite, cum s-au integrat, cum le-ați primit? Le-am primit cu căldură, bineînțeles, ne-am dorit să avem un grup cât mai omogen, aveam nevoie de ele, aveam nevoie de ceva nou și de o altă motivație, pentru că ele vin cu o altă mentalitate și, din punctul meu de vedere, sunt benefice și ne-au ajutat. Și cred că o să ne ajute în continuare. Detaliază puțin altă mentalitate din jocul de fotbal feminin american, bănuiesc că de acolo se trage. Nu neapărat, cred că general, vorbim general, pentru că... Spiritul trăiesc, american. Bineînțeles, și trăiesc în altă lume, în altă viață, am fost în America și știu despre ce vorbesc. Și trăiesc viața altfel față de noi. Noi suntem preocupați de lucrurile mărunte. Da? Și pe ele le interesează doar lucrurile importante? Se focusează pe ce au ele de făcut, au venit să joace fotbal, chiar discutam ieri cu portarul nostru, este foarte mândră, își dorește să vină la fiecare antrenament, să muncească, să vede doar fotbal în față, nimic altceva. Știe pentru ce a venit și pe asta se focusează. Să înțeleg că această schimbare de mentalitate este una cu care v-ați întâlnit acum și întrebarea mea este dacă această mentalitate a celor trei jucătoare din Statele Unite vă influențează și pe voi, dacă v-ar putea într-un anumit mod modela propria voastră viziune despre ceea ce trebuie să faceți în fotbalul feminin. Acum nu știu să vă dau o rețetă exactă. Cu siguranță aduc un plus, se creează o anumită colegialitate și un alt stil practic, transmit alte lucruri fetelor, cel puțin fetelor mai tinere, care vin din spate și care au emoții sau, știu eu, sunt mai slăbuțe din punctul ăsta de vedere și avem alt punct de vedere în ceea ce înseamnă fotbalul. Să înțeleg până la urmă că ele reprezintă un plus clar. Da, cu siguranță, da. Domnule Albon, vă propun să trecem puțin de la Olimpia. N-am mai spus aici, dar cred că deja telespectatorii noștri știu. Olimpia este multiplă campioană națională,
a câștigat foarte multe trofee în ultima vreme, este, să spunem, vasul Fanion, flagship, cum spun americanii, dacă tot am vorbit despre Statele Unite, al fotbalului feminin românesc și, evident, oferă echipei naționale un număr important de jucătoare. Ați revenit, deci, din postura de antrenor, coordonator al echipei naționale, la această dublă ipostază, antrenor și la echipa națională și la Olimpia Cluj. Ziceam de echipa națională, care sunt obiectivele în această perioadă? Pentru echipa națională urmează o perioadă foarte importantă și decisivă în menținerea noastră în lupta pentru calificare la campionatul mondial din 2019, care va avea loc în Franța. După ce am pierdut acasă pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Gruia contra Italia 1-0, din nou ca și cu Rosengard, zic că am făcut un joc bun, din păcate, faza ofensivă nu a funcționat cum ne-am dorit și am avut puține ocazii de a marca, dar în cele mai multe momente ale jocului am reușit să blocăm echipa Italiei, care este o forță în fotbalul feminin, care a pierdut pentru că n-au știut să gestioneze meciul cu Rusia, a pierdut nedrept, aș putea să spun, calificarea în sferturile de finală ale campionatului european, în condițiile în care au pierdut foarte greu contra Germaniei dintr-un penalti și au învins Suedia, care este vicecampioană olimpică. Am reușit un joc bun, din păcate am pierdut 1-0 în urma unui autogol, dar a fost o întâmplare nefericită, nu putem acuza pe nimeni. Și atunci, duminică ne vom reuni la Mogoșoaia, iar miercuri plecăm în Belgia, jucăm la Leuven contra Belgiei, o altă echipă foarte puternică, care la fel căruia la fel i-a lipsit foarte puțin să ajungă în sferturile de finală. Și după care ne deplasăm foarte aproape de Napoli la Castello di Sangri pentru returul meciului cu Italia. Deci avem două deplasări legate cu cele mai bune echipe din grupă și noi trebuie să ne întoarcem cu puncte din aceste două deplasări ca să rămânem în cursa pentru calificare. Sigur că nu suntem favoriți la calificare, sigur că nu era obiectivul principal, pentru că este cea mai grea grupă din preliminarele campionatului mondial. Însă noi vrem să rămânem acolo cât mai mult posibil, vrem să adunăm cât mai multe puncte. Sigur, primul lucru, ne dorim să ne calificăm, dacă nu, încercăm să ajungem în urna a doua pentru tragerea la sorți, pentru viitorul campionatului european și atunci șansele noastre să ajungem la un turneu final al campionatului european cresc foarte mult. Din păcate și acolo avem câteva probleme medicale, însă cred că cele care vor veni vor da totul și și cu experiența acumulată în preliminarele trecute și în dubla cu Statele Unite, care este multiplă campioană mondială și olimpică la fotbal feminin, și după meciul cu Italia, da, putem să sperăm la foarte mult. Cu adversari gen Belgia și Italia, din punctul meu de vedere, este mai ușor să joci în deplasare decât acasă. Și eu sper să avem capacitatea și curajul și încrederea necesară ca să exploatăm acest lucru în meciurile care urmează. Jucăm în 20 octombrie la Leuven cu Belgia și, v-am zis, în 24 în Italia. Da, mi se pare de-a dreptul spectaculos faptul că discutăm deja, spuneți deja, despre un meci cu Italia, un meci cu Belgia, cu care putem juca aproape de la egal la egal. Asta în condițiile în care, nu cu foarte mulți ani în urmă, fotbalul feminin din România nu îndrăznea să se gândească la altceva decât la o participare oarecum onorabilă în grupele de calificare. Ați menționat câteva vorbe despre lotul pe care îl aveți la dispoziție. Dacă ați reușit să aduceți toate jucătoarele din străinătate, pentru că, iată, încă un lucru frumos pentru fotbalul feminin românesc, avem jucătoare care evoluează în echipe importante din străinătate. Din păcate, nu. Avem probleme și aici, și medicale,
și fericite și lipsă de jocuri, deci o jucătoare pe care eu cel puțin și cred că și colegii mei și-o doresc foarte mult, Isabel Mihail, care joacă în Statele Unite, s-a accidentat grav anul trecut, ea deja are luat pregătire, deja joacă și este o jucătoare foarte importantă în echipa, ea a înscris goluri decisive, însă echipa nu-i permite, consideră că aici ritmul și duritatea contactelor îi pun în pericol genunchiul la care a fost operată și a zis că până în ianuarie să nu joace la un asemenea nivel, ne-ar fi ajutat foarte mult. Capitanul echipei, Florentina Olar, este însărcinată, de aia că sunt și evenimente fericite. Au ajuns la vârstă și cred că era momentul, sigur că ne-am fi dorit să o avem alături de noi și cred că ne-ar fi ajutat și la meciul care a fost la Cluj cu Italia, dar în această dublă. De asemenea, atacantul Cosmina Dușa n-a mai jucat din august, când a jucat 3 meciuri în Champions League. În Turcia, campionatul începe doar la început de noiembrie și în condițiile astea, fără jocuri în picioare, fără să aibă ritm de competiție, nu cred că ne poate ajuta cu astfel de adversari, așa că și din punct de vedere al stranierilor avem anumite probleme, însă totuși avem convocate 7 straniere care cred că vor avea o contribuție importantă la obținerea punctelor pe care ni le dorim ca să rămânem în cursa pentru calificare. Și în primul rând aici mă refer la Andreea Părăluță, care apără la Atletico Madrid, și la Maria Fițai, care a jucat săptămâna trecută și are acum returul cu Olympic Lyon. Deci după ce vii și joci cu cei mai buni atacanți din lume, da, cred că vii la echipa națională cu altă încredere și lucrul ăsta sper să ne ajute ca să obținem ceea ce ne-a propus. Ioana, acum rămânem la subiectul echipa națională. Cum e atmosfera acolo, la echipa națională? Cum vă înțelegeți cu jucătoarele care vin din străinătate? Există o situație similară cu cea de la Olimpia? Vin ele cu ceva în plus, cu alt mod de a gândi fotbalul? Nu neapărat că vin cu ceva în plus. Ne cunoaștem de foarte mult timp, suntem un nucleu de foarte multe jucătoare care suntem la echipa națională, ne cunoaștem de foarte mult și jucăm împreună de foarte mult timp, indiferent că sunt din straniere sau nu, sau din țară. Nu neapărat că aduc un plus, dar avem nevoie de ele și sunt foarte importante pentru ceea ce înseamnă echipa națională în acest moment. Prin calitatea fotbalistică pe care o prezintă. Cu siguranță, da. Cu siguranță, acolo este. Domnule Albon, Ioana, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în această emisiune. Prima parte ne-a luat mai mult decât ne așteptam, însă promisiunea sper să rămână valabilă de ambele părți. Noi promitem să vă mai invităm și dumneavoastră să promiteți că veți mai veni la noi. Chiar în această toamnă, după încheierea probabil a meciurilor importante. Eu zic să vă grăbiți un pic și să vă rezervați loc, că o să ne chemați după calificarea de la Malmă. Să fie într-un ceas bun și să dea Dumnezeu așa să fie. Dragi prieteni, punem punct aici emisiunii noastre. Vă mulțumim tare mult pentru că ați fost alături de noi. Să ne revedem sănătoși!